Să fie slăvit numele Domnului până în vecii veșilor. Amin. Haideți să ne ridicăm să știm câteva cuvinte din Scriptură la pagina 1070. Deschidem cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul 12, alăturat de celelalte cuvinte citite de fratele Roland. O să ascultăm aici un cuvânt frumos. De la versetul 12. Duhul mi-a zis să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Așez 6 frați, m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i trimite la Iope și cheamă pe Simon zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar, ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat de și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Amin. Să luăm loc. Mă bucur că suntem iarăși la rugăciune, la stăruință. Doresc ca Domnul să ne mărească credința tuturor. Toți avem nevoie de credință mare. Și celor ce stăruie, și celor ce au primit mai de mult Duhul Sfânt. Domnul să ne mărească credința. Credința e bună în multe lucruri. Vedeți, când e vorba de vindecare, ne trebuie credință. Când e vorba de iertare, ucenicii au zis în Ioan 17:5 acolo, mărește-ne credința. Era nevoie de iertare acolo. Mărește-ne credința. Aveau nevoie de iertare. Când e vorba să fim iertați, spune în Faptele Apostolilor, capitolul 13, am fost iertați prin credință. Și uitați-vă, credința e bună. Biblia spune în Evrei 11:33, prin credință au astupat gurile leilor, au scăpat de ascuțișul sabei, au făcut dreptate, s-au vindecat de boli. Toate lucrurile acestea le arată acolo în cuvântul Domnului. De aceea eu doresc ca Domnul să ne mărească credința. Credința nu costă nimic. Trebuie numai să o căutăm. O putem primi și prin rugăciune, cum s-au rugat ucenicii și mărește-ne credința. Astăzi cineva vorbea un cuvânt, nu știu, la rugăciune despre tatăl copilului acelui din Matei, bolnav, care a zis, ajută-ne credinței mele, vedeți, tot se ruga. Și primeau credință. Eu am citit aici un cuvânt, pentru că Apostolul Petru a venit în casa lui Corneliu, când l-a chemat Corneliu, că a fost trimis, i-a dat adresa Îngerul Domnului. Vedeți, aici o afinitate între îngeri și oameni. Este cântarea aceea care o cântă corul la înviere, la Crăciun. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Era o afinitate parcă între îngeri și oameni. Dintre noi așa în secolul ăsta 21, mai așa vorbim noi cu îngerii, mai sunt îngerii printre noi, mai vin în casa noastră, mai primim așa mărturiile lor. Ce spune Biblia despre îngeri? Un verset care îl știu de copil. Și atât l-am căutat în seara asta până l-am găsit, l-am întrebat și frate Roland, el căuta altceva. Și am spus, nu te mai obosi, lasă. Și l-am deschis până la urmă. În Evrei, acolo spune cuvântul Domnului, despre îngeri s-a zis, nu sunt ei oare duhuri slujitoare, trimise să se îndeplinească o slujbă în vederea celor ce vor moșteni mântuirea? Uitați-vă, îngerii și sunt duhuri slujitoare, trimise să se îndeplinească o slujbă în vederea celor ce vor moșteni mântuirea.
Acum e o perioadă când suntem mai prejos decât îngerii, dar cei mântuiți vor fi mai presus decât îngerii, că îngerii sunt făpturi create de Dumnezeu pentru slujba aceasta, dar noi suntem fiii lui Dumnezeu și suntem moștenitori împreună cu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Ce frumoasă lucrare! Spune aici cuvântul Domnului că i-a spus atunci, spune aici cuvântul, versetul 14, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Corneliu era evlavios, temător de Dumnezeu, vorbi de bine de tot norodul, fășea multe milostenii. Parcă mai bun ca un pocăit din zilele noastre. Și totuși nu ajungea la mântuire, că îi trebuia ceva încă. Nu-i trebuia încă ceva lui Corneliu. O bătrână de la noi, o soră, care a venit mai târziu la pocăință, de câte ori a fost la stăruință, n-a primit Duhul Sfânt, la urmă îmi spune, da, frate Octav, dar și mie mi-a vorbit îngerul ca și lui Corneliu. Și mie mi-a vorbit Duhul Sfânt ca și lui Corneliu. Înseamnă că și eu sunt mântuită fără Duhul Sfânt. Eu nu i-am spus că e mântuită, că nu e mântuită. N-am vrut să vorbesc în direcția asta. Dar uitați-vă aici la sensibilitatea acestor cuvinte. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Și spune aici cuvântul, și cum a început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Peste ei, Pietru era evreu, la început, în Ierusalim, acolo. Și spune cuvântul Domnului aici, și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, evreii l-au luat la rost pe Sfântul Petru. Erau în vremea aceea iudaizatorii care veneau din nou cu legea și tăbărau peste cei care îl primiseră pe Domnul Iisus Hristos și veniseră și peste Petru. Măi, ai fost la ăia, n-ai voie la neamuri. Și ai căutat acolo și Petru trebuia să explice toată această lucrare înaintea fraților evrei. Eu am fost anul ăsta, anul trecut în Ierusalim, la evrei. N-am fost până acum. Dar acum am fost și la o biserică mesianică, seara, într-o seară eram liber și am mers la o biserică mesianică acolo și acolo am învățat mai multe. Ne-a tradus cineva predica, erau evrei mesianici, mai mulți ruși. Din partea Rusiei veniți în Ierusalim, mutați când au fost ordinele cele să plece din Rusia. Și oamenii aceștia au primit pe Domnul Iisus Hristos, dar am auzit între ei că evreii care nu l-au primit pe Domnul, îi prigoneau rău pe evreii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Îi prigoneau rău de tot. Îi scoteau afară din servici, își băteau joc de ei, îi dau la marnea, așa. M-am gândit la cuvântul acela care spune Domnul, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. În Ioan 17. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Ei l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și lumea i-a urât. Și evreii care au rămas în lege i-au urât. Ei așa fășeau iudaizatorii cu tot și pe Petru tot așa l-au luat la întrebări. Și Biblia spune că după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăința ca să aibă viața, slăvit să fie Domnul. Suntem la stăruință. Mie mi-e drag să spun anumite lucruri. Știu că vă sunt de folos și unora din dumneavoastră. Dar eu trebuie să mă duc spre stăruință, pentru că sunt unii care doresc încă și probabil că Dumnezeu va binecuvânta cu Duhul Sfânt și în seara aceasta, slăvit să fie Domnul. Am rugăminte pentru cei ce stăruie. Luptați după rânduieli. Ascultați ce se dă ca învățătură. Dacă vă duceți înainte cu ale voastre și nu ascultați ce vi se spune, sigur că nu puteți primi. Vedeți, învățam aseară și spuneam, lasă-l și pe Domnul să vorbească. Nu tot
îi spune tu aleluia, 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 sute de aleluia. Lasă-l să spună și el ceva. E un dialog între tine și Dumnezeu. Tu îi spui lui ce vrei, vorbind în limba noastră, cum vorbim, cum spune cuvântul Domnului, și așteptăm ca Domnul să ne spună. Și El o să-ți spună niște cuvinte pe care n-ai să le înțelegi la început. Și poate că nu le vei înțelege toată viața, dar vin de la Dumnezeu. Vin de la Dumnezeu. M-am bucurat. Poate că nu-i bun ce fac și ce spun. Și am spus și astăzi. Dar în seara asta am vorbit iar cu omul ăsta. M-am bucurat extraordinar de ce și Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu l-a transformat, l-a schimbat. Îmi spunea el cât era de ajuns la adâncimile satanei și Dumnezeu acum lucrează în dreptul lui. Și era bucuros de orice cuvânt care îi vine de la Dumnezeu, de toată cercetarea. Se întâmplă două lucruri când ești botezat cu Duhul Sfânt. Unu, Biblia spune în Fapte 2:33, s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Asta se întâmplă, un lucru. Te umpli de Duhul Sfânt și începi să vorbești în alte limbi. Așa scrie Scriptura. Și un alt lucru, al doilea care se întâmplă, Roman 5:5, spune acolo cuvântul Domnului, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, mărit să fie numele Domnului. Aduceți-vă aminte când ați primit Duhul Sfânt, ce multă dragoste a turnat Dumnezeu, așa parcă o țeavă de dragoste a intrat în noi atunci. Ne-am ridicat de pe genunchi, sau cum am făcut stăruința, sau în picioare. Și am început să ne cuprindem unii pe alții, să ne iubim, să ne iertăm, să ne bucurăm, ne bucurăm împreună. Și așa s-a întâmplat și serile trecute. Ați văzut cât de mulți dintre voi, cei care au primit, au prins pe ceilalți în brațe, i-au sărutat și au arătat dragostea. Asta înseamnă dragoste așa multă, că două lucruri se întâmplă. Unu, că vorbești în limbi, doi, că ești plin de o dragoste. Dar Biblia spune că dragostea celor mulți se va răși din pricina înmulțirii fără de lege. Și dragostea la noi se răcește la unii care am primit de mai multă vreme. Dorim ca Domnul să ne umple mereu și mereu cu dragoste. Și știa fratele de aici din Fapte 8, spune aici apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Apostolii din Ierusalim știau bine rânduiala. Pentru că Petru, care era un apostol, când vorbește în Fapte 2 acolo, spune rânduiala bună pe care a pus-o Dumnezeu. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă, au întrebat fraților ce să facem. Și Petru le-a răspuns, pocăiți-vă, și spune cuvântul Domnului, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt, că și făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri, pentru oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu vostru. Și aici cuvântul Domnului, apostolii au auzit că au primit samaritenii așa Duhul Sfânt, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, că au primit cuvântul să primească și Duhul Sfânt, să fie întrejită mântuirea. Cei care gândesc, eu am învățat, am spus de unul, unii se înșeală, sunt și între noi, sau poate că între creștini, așa, oameni care se înșeală, singur, zici, am primit cuvântul, am primit și Duhul Sfânt. Dar n-ai niciun semn și n-ai primit nimic. Așa au primit și apostoli, și ei din Samaria. Așa au primit și cei din Efes, erau ușeniști deja, dar nu au fost primit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit atunci când s-au rugat, vi spune aici cuvântul Domnului, aceștia au venit la samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei și fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan a pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt, mărit să fie numele Domnului. Vreau să mă opresc aici, o să intrăm la rugăciune, cei care stărui să veniți în față, ceilalți toți, nu lăsăm scaunele goale distant între noi și ei, venim toți în față aici și intrăm la rugăciunea de stăruință, ne rugăm pentru ei, ne apropiem de ei, avem voie să
ne punem mâinile peste ei, avem voie să-i ascultăm, este scris în Sfânta Scriptură, nu spune nicăieri ce spun unii care nu cunosc Evanghelia, lăsați-i în colțul și ăla în parte și ei în spate, acolo să se roage singuri. Nu, nu așa scrie Scriptura. În prima seară am amintit eu că erau trei categorii de oameni, cei din față, care au primit Duhul Sfânt și s-au bucurat în Ierusalim în ziua aceea. Era a doua categorie care spune cuvântul Domnului că au auzit și s-au adunat repede și se minunau și ziceau cum de ăștia vorbesc în limba noastră. Și era a treia categorie, tot acolo în Ierusalim, care își băteau joc de cei care vorbeau în alte limbi. Și a trebuit Petru să se ridice în picioare, să lămurească problema și să spună că așa stai și ei și vorbea eu el. Încă proroșia din Vechiul Testament se împlinea sub ochii lor. Lăudat să fie Domnul. Cred că ne ridicăm. Ne ridicăm pe picioare, intrăm la stăruință ca să nu mai pierdem timp cu organizarea.